Pre finalul lunii iunie am ajuns într-o fermă din județul Călăraș, a lui Alexandru Baciu, unde ar fi trebuit să asistăm la recoltatul orzului. Ploaia însă a dat planurile tuturor peste cap, iar dacă tot ne-am deplasat și am găsit pe câmp producătorii, am stat de vorbă cu ei, ba de una, ba de alta, agricole, desigur. Concluzia este că, în condițiile dificile ale actualilor ani agricoli, tehnica și tehnologiile de vârf adaptate fiecărei ferme fac diferență. Am venit să vedem și noi recoltatul aici, la dumneavoastră în fermă, la orz, dar uh, vedem doar uh, orzul, că tocmai ceva a plouat. Da, este adevărat, orzul și echipamentele, utilajele. Când a plouat e bine, că a plouat. Uh, noi trebuie, agricultorii, să ne bucurăm de fie da fiecare dată când plouă. E adevărat că nu ne mai trebuiau ploi acum, că suntem în perioada recoltatului, dar asta este, ne adaptăm. Când ați început și cu ce? Cu orzul, bănuiesc. Da, în fermă prima dată am început cu orzul, n-am început decât de 5 zile, din păcate plouă în fiecare zi, dar recoltăm așa, în ferestre, cum se spune în agricultură, printre picăturile de ploaie. Câte hectare de orz a spus în toamnă? 1200 de hectare, eu cultiv numai orz fără grâu, am mai declarat-o de multe ori, nu iubesc grâu, nu-mi place grâu, grâu este social, iar orzul pun pentru cam animale și folosesc paile la animale. Și care e producția până acum? Ce? Producția diferă de la parcelă, de la solă la solă. Am avut sole care am început cu 7.000, am avut și 5.000 în alte sole și 6.000, am undeva o medie la 6.000-6.500 de kg. Ce soiuri ați cultivat? Pe ce mergeți de obicei? Mergem pe soiurile românești de la fundulea, am avut și ceva în soiuri străine, nu poți să faci diferența, fiindcă diferența în tot timpul o, fac, o face clima. Dacă este un an bun, merg soiurile străine, dacă este un an mai puțin bun, merg soiurile românești și așa mai departe. Dar dumneavoastră, când vă faceți planul cu ce însămânțați și când însămânțați, în funcție de ce alegeți hibrizii, soiurile, în general... că nu păi... că nu vă uitați la catalog. A, ne uităm, nu ne uităm la catalog. În general, punem hibrizii care sunt consacrați, pe care i-am cultivat în fermă de zile. Cu nou, nu că nu suntem reticenți, că suntem reticenți noului, dar dacă ai un hibrid care îl cultivi de 5 ani, păi apoi cu ăla mergi, că ți-a dat în toți ani, nu te-a lăsat baltă. Prin urmare, în toamnă ați pus orz, altceva ce ați mai avut? În toamnă n-am pus decât orz și orz acum în primăvară? Iar în primăvară am mers pe cultura rege porumb și soia. Asta tot pentru că aveți uh, animale? Nu, pentru că avem și pentru că avem animale, dar uh, ne place, nu ne place, porumbul este cultura care ne salvează în România. Nu grâu, nu orzul, nu rapița, porumbul întotdeauna uh, îi va salva pe fermieri. Ați avut suficientă apă, suficiente ploi pentru porumbul de anul acesta până acum? Da, anul acesta, anul acesta în primăvara acesta am avut suficientă apă de răsărire sau au fost condiții bune de semănat. Porumbul prezintă extraordinar de bine față de alți ani. Față de anul trecut, când am avut trei luni de zile, n-am avut un strop de ploi, a plouat din martie, n-a plouat decât în iulie. Anul acesta porumbul prezintă foarte bine și soia prezintă bine. Ce suprafață aveți cu porumb și ce cu, cât cu soia? Păi avem 1800 de hectare de porumb și vreo 1200 de hectare de soia soia cultivați de mult? Știu că o perioadă după ce n-a mai fost voie să cultivăm acea soia modificată genetic, s-a cam renunțat la cultura soiei. Nu, vă exprimați greșit când spuneți că n-a fost, a fost nu mai e voie să cultivăm soia modificată genetic. E voie, dar nu vrea nimeni să-și asume responsabilitatea. Că trebuie, să, că trebuie să cultivăm soia modificată genetică. E singura, ar fi singura salvare uh, a agriculturii, mai ales că arealul soiei în Bărăgan sau în România, partea de sud a României, este extraordinar de bun. Nu, n-am renunțat la soie în anul imediat următor, după ce uh, onorabilii noștri n-au fost la Bruxa să ne susțină uh, agricultura sau să susțină cultivarea soiei modificate genetic în continuare. Am mers pe soia tradițională cu 70.000 de probleme, cu n-aveam erbicide, n-aveam insecticide adecvate, n-aveam mână, n-aveam mână, ne-am chinuit acum, am învățat tehnologia, ne-am, cum se spune, ne-am adaptat din mers. Dar nu este o soluție cu soia asta nemodificată, fiindcă este foarte greu de gestionat, sunt foarte greu de gestionat buruienile, dăunătorii. Din păcate, atunci când i s-a dat acel nume soia modificată genetic de acolo, cred că s-a plecat greșit pentru că nimeni nu nici marea masă a populației nu are răbdarea să asculte explicațiile științifice. Nici mass-media generalistă în special n-a făcut nimic să să spună oamenilor că nu e o problemă această soia modificată genetic sau plantele modificate genetic, că practic vorbim de biotehnologii, de noutăți, în, nu, nu, se face dintr-o acea soia, dintr-o pastilă. Da, nu se face din acea pastilă. Europa, din păcate, va rămâne de căruță în urma Americilor, unde soia modificată genetic este 100% cultivată, paradoxul cel mai mare și asta nu trebuie să o le explic eu, să le explice așa zise specialiști care sunt împotriva soiei modificate de genetic, de ce nu cultivăm, dar importăm soie modificată genetic. Asta e cel mai, mare, cel mai mare semn de întrebare. Să explice cei care sunt împotriva cultivării, de ce importăm soie modificată genetic în Europa, inclusiv în România și mâncăm, ca să nu mai vorbim de acel consumator care vrea să, în ghilimele, să trăiască sănătos și consumă lapte de soia care este din soia modificată da, genetic. Bine, consumatorul nostru, de multe ori, deși eu am spun așa că regele economiei de piață este consumatorul, consumatorul și datorită neinformării și datorită faptului că apare cineva pe un post sau un, pe. Internet spune, a, nu mâncați, că vă soie modific sau produse modificate genetic, sau mă rog, așa că vă cresc urechi, ca la măgar. Nu e adevărat. Să revenim un pic la culturi. Anul acesta a fost necesar, având în vedere condițiile pedoclimatice, să faceți mai multe tratamente la orz. Acum sunt ceva probleme cu culturile de primăvară? Da, anul acesta am făcut tratamente în plus la culturile, la ors cel puțin am făcut un tratament cu fungicid în plus până acum nu făceam. La culturile la prășitoare, problema cu îmburienările din cauza ploilor care au venit în continuu, sunt culturile oarecum puțin îmburienate, dar le le salvăm. Nu s-au putut face tratamentele, într-un cuvânt, la, la timp. La timp. Ce veți pune aici, în, acum, după ce recoltați? Normal ar fi trebuit să avem un plan ce punem, dar deocamdată zic că nu mai e la modă să ai plan. Că e planul, zice că planul era înainte, pe vremea elaltă. În general, noi ne structurăm, punem culturi, trei, trei culturi, avem în asolament păioase soia la o legioasă și prășito, ca și porumb pe plantele prășitoare. Și ca tehnologie, ce anume faceți? Arați, scarificați pe ce tehnologii Dator, merg? Da. datorită specificității terenului, fiind teren de luncă, de baltă, provenind din desecare, în ultimii ani am mers, am optat numai pentru tehnologia minim tilici scarificat și un joker și cam atât, fără plug. Și ca dotare tehnică, semănătorile, pe ce fel de semănători mergeți? Păi semănătorile sunt adecvate tehnologiei de pregătire a terenului. Dacă mergem pe minim tilici și semănătoarea este tot minim tilici. În total, ce suprafață exploatați? 2700 de hectare. V-ar tenta să vă mai măriți sau Niciodată, niciodată. Nu. nu, fiindcă pământul, a lucrat pământul nu este chiar așa o, o super afacere cum cred alții sau cum cred că, domne, primesc subvenții agricultorii. Păi dacă n-am primit subvenție, închipuiți-vă la ce costuri sau cu ce costuri ar trebui să cumpărăm carnea, pâinea și toate celelalte produse agroalimentare nicăieri în lume agricultura nu poate să trăiască fără subvenții. Mai auzi și la câte unul, la câte un deștept, o oh, să nu le mai da subvenții. Păi dacă nu ne dăm subvenții, o să mâncăm pâine în loc de un leu, o să o mâncăm cu trei, carnea în loc de 20 de lei, o să mâncăm cu 50 de lei și așa mai departe. În județul Călăraș a început recoltatul. Cu ce, cu ce a început? Da, într-adevăr, în județul Călăraș a început recoltatul. Avem în producții, din punctul meu de vedere, bune. Avem producții de peste 6 tone de orz la hectar. S-a început și la rapiță, la rapiță s-a început la o rapiță care a fost mai timpurie, producțiile în jur de 2500 de kg de la, de rapiță la hectar. Anul a fost destul de dificil. Cel puțin culturile de toamnă au pornit târziu în vegetație s sau întors ceva suprafețe aici în județ. Nu, nu s-au întors. Am avut probleme cu grindina, avem afectate peste 10.000 de hectare. Acolo s-a reînsămânțat. Am avut calamități în jur de, de la 30% până la 100%. Ce se întâmplă cu agricultorii care au aceste pierderi? Au asigurări, îi ajută și statul? Noi, Direcția Agricolă, am fost în câmp, am constatat, am făcut documentația, am trimis către, către minister, acum așteptăm guvernul să vedem ce poate să ne dea. Județul Clareș este un județ, pot să spun, mai fericit, din ce cauză? Pentru că toți fermierii care au fost afectați au avut asigurări. Au avut asigurări și urmează să fie despăgubiți. Prin urmare, nu sunt probleme acum cu aceste asigurări agricole. Știu că societățile de asigurare nu suportă și nu asigură chiar, chiar tot. Nu au nu fost probleme în mare parte, am avut decât două cazuri izolate care asiguratorul nu a vrut să-și asume, dar între timp, și-au asumat. În momentul, în momentul de față, când preconizați că se va termina cu această campanie de recoltat și cum sunt fermierii când se vor apuca de campania de, de toamnă? După cum știm, județul Călăraș este un județ cu fermieri de elită. Imediat după ce se recoltează, se apucă la dezmiriștit, se ară. Deci ei nu așteaptă toamna. Ei imediat, cum le permite timpul, acționează, pentru că noi avem o experiență din anii anteriori cu seceta din toamnă și noi încercăm să păstrăm apa în sol prin lucrările specifice. Cum arată culturile de primăvară? Aici cred că porumbul e fericit, să spun așa, pentru că a plouat și aici în județ destul de mult. Ce pot să vă spun? Culturile arată la ora actuală fantastic. Din punctul meu de vedere, cred că la culturile de la porumb, la floarea soarelui, o să avem producții record. Suprafețele de porumb sunt foarte mari. De ce? Pentru că nu am putut să semănăm în toamnă rapiță. A fost seceta prelungită, seceta de vară a fost prelungită și nu am putut să lucrăm și am avut o răsărire foarte proastă. Și din cauza asta s-a însemănțat foarte mult porumb ceva probleme cu bolile dăunătorii la aceste culturi de primăvară. Știu că au apărut tot felul de boli de dăunători din cauza tot a condițiilor meteo. La culturile de toamnă nu avem probleme, în schimb, la culturile de grâu chiar au fost probleme foarte mari. Dacă în anii anteriori făceam două, trei tratamente, anul ăsta ne-am dus până la patru tratamente. S-a instalat rugina, s-a instalat fuzarioza, deci, ce am văzut, să știți că vor fi probleme foarte mari. Așteptăm recoltatul, să intrăm în plin, să vedem ce, 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 ce cantități o să obținem la greu. Și la acestea de primăvară? La acestea de primăvară, să știți că nu sunt probleme. Exploatația o aveți în Comuna Borcea, din județul călărași nu câte hectare? La momentul de față lucrăm în jur de 2200 de hectare, o parte și cea mai mare parte, 90% pe Comuna Borcea, și restul pe localitatea Fetești. Pe ce culturi mergeți? nu avem o regulă așa, să zicem că mergem, că din funcție de vreme, majoritatea, 60-70% din terenul îl cultivăm cu culturi de toamnă, rapiță, orz, greu și floare și porumb foarte, foarte puțin. N avem o zonă stabilă cu precipitații în primăvară pentru porumb și pentru floarea soarelui. Evită... Nici măcar anul ăsta? Anul ăsta n-am avut un cotru, a trebuit să suplimentăm undeva la 40% cu floare și cu porumb. Da, de regulă, v-am zis, marea majoritate a culturilor sunt culturi de toamnă. Rapiță, ors, grâu, foarte puțin în primăvară. Cum stați la culturile de, de toamnă? Ați întors ceva? Cum a fost acest an în zona dumneavoastră? Cu toate că a fost un an atipic, culturile s-au răsărit undeva la 10-11 februarie, nu am întors nimic din, din ce am avut și, surprinzător, facem și ceva producții. Am recoltat deja orzul, suntem undeva peste 6 tone la hectar, am intrat la greu, ne apropiem de orz, nu pot să spun că o să închidem pe 6.000, dar suntem undeva aproape de, de, de recolta de la orz, dar încă mai e de recoltat, am recoltat foarte puțin, nici 10% din suprafața care o avem cu greu. Rapiță, din păcate, nu am semănat niciun metru, și chiar nu ne pare rău că n-a rămas în cultură, că cei care au oprit câteva suprafețe acolo chiar mici, nu, nu, ca producție foarte, foarte puțin. Pentru ați făcut ca să aveți aceste producții în momentul, la momentul actual, ați făcut față de alți ani tratamente în plus, ați, costurile au fost mai mari pe hectar? Nu, 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 nu. Tratamentele sunt sub limita la ceea ce a fost anii normali și nu au fost nevoie gândiți-vă că am avut 400-450 de plante răsărite pe metru pătrat, asta a însemnat un grâu aerisit, ors la fel, nu am avut tratamente suplimentare, din contră am folosit substanțe cu prețuri mult mai mici față de anii, anii normali, în care n a fost probleme cu fuzarioză, cu făinare, cu... nu, nu, nu. Raportat la costuri, nu, foarte. Am folosit, pot să spun chiar ceva de dumping, așa, foarte, foarte ușor, cheltuieli foarte, foarte mici pentru culturile care le-am avut anul ăsta și se vede că am, am mers, am avut un an, adică zona a fost cât de cât protejată de anumite boli și dăunători. Și la culturile de primăvară? Ce se întâmplă? La floare nu am avut probleme, deocamdată arată, e într-un stadiu foarte, foarte bun, îi facem tratamentele normale cu, cu fungicide și mai ales acum, am făcut tratamentul deja e aplicat la butonul florar cu pictor, la porum nu e cazul de nimic, deocamdată stăm, nu avem atac, infestare, sunt erbicidate, sunt culturile curate, au o dezvoltare foarte, foarte bună, am avut ceva precipitații de 3 săptămâni încoace, suntem chiar într-un stadiu de vegetație foarte bun la momentul ăsta. Producțiile, ceea ce recoltați uh, acum, uh, veți uh, vinde direct din câmp sau uh, uh, depozitați? Cum sunt, uh, cum e piața acum, cum sunt uh, prețurile? Uh, nu știu dacă știți, noi avem și un uh, siloz, deținem o bază de recepție cu 20.000 de tone capacitate. Nu vindem absolut nimic în momentul recoltatului, recoltăm, depozităm și după aia ne înscriem pe piața liberă și vedem Momentele de piață, în funcție de preț, de nevoia banilor, atunci, la momentul, momentul necesar, hotărâm ceea ce facem cu producțiile și dacă vindem. Deocamdată, nu facem contracte în avans. În ceea ce privește pregătirea terenului, faceți ceva, mergeți pe minimum tillage sau clasic. Nu, nu, nu. Suntem, suntem, cumva cu lucrările combinate în funcție, de, în funcție de an, în funcție de structura solului. Facem și lucrări cu, cu minim tilici, dar facem și lucrările de bază cu arat, cu discuit, cu astea, în funcție de ceea ce facem. De exemplu, acum tot orzul care l-am recoltat este deja discuit și îl putem, putem, pregăti cu Tiger pentru a semăna rapiță. Până acum nu am avut, -am avut pentru rapiță, nu m-am arat din cauza paielor făind și producțiile foarte, foarte mari, vă dați seama că și masa vegetativă a plantelor este destul de dezvoltată și sunt resturi vegetale foarte, foarte multe și atunci intervine partea de pregătire teren și băgat paiele de desubt pentru culturile de, rap, mai ales pentru cultura de rap. În rest, pentru păioase, mergem și cu tiger, și cu minim tillage, da? diferit de la an la an, nu putem să spunem că e un specific și să mergem pe un grafic ca să folosim standard anumite lucrări. Nu. În funcție de ceea ce este afară, de masă vegetativă care rămâne pe câmp, atunci hotărâm în funcție de fiecare cultură în parte de ce este nevoie. Soiurile, sămânța, am ce preferați, românești, străine, cum, în funcție de ce, cum, cum cumpărați soiurile? Da, ce se întâmplă? făcând agricultură de vreo 25 de ani, selectăm, selectăm, testăm în primul rând, nu intrăm în cultură cu produse netestate. De fiecare dată în cultură la noi găsiți soiuri care uh, au undeva 5% din ponderea suprafețelor și 60-70%. Totdeauna testăm, ceea ce merge 2-3 ani de zile, atunci amplificăm și uh, luăm hotărârea de a o suprafață 30-40-50% în plus. Soiurile sunt după piață, pot să spun că 50% din grâu care îl avem este românesc și nu am făcut o alegere greșită. Avem o masă hectolitică destul de mare, recoltăm grâu cu 82-83 la momentul ăsta. Celelalte străine fac producțiile un pic mai mari, dar calitățile sunt mult mai, sunt mult mai mici. Pe noi ne interesează ziceți, pe unitatea de suprafață, pe hectar, cost, adică costurile banii ieșiți la sfârșit din cantitățile recoltate, cu cât vindem, tragem linie și aia ne interesează foarte mult. De exemplu, dacă avem calități de panificație cu 82 și prețul este foarte, foarte mic și diferența între furaj e dar de 20 de lei pe tonă, atunci alegem varianta cu greutate hectolitrică mică, cu indici mai mici, dar cu producții mult mai mari. A spus că faceți de peste 20 de ani agricultura. Bănuiesc că și ferma v-ați dotat o Mai aveți nevoie de utilaje, de tehnică agricolă. La cât timp schimbați utilajele? Da, aici m-am sprins. Ce se întâmplă, nu știu câți cunosc ferma pe care o deținem, dar avem, suntem cam la a patra generație de utilaje. Anul trecut deja am făcut investiții masive, am schimbat de la semănători, mașini de administrat în meturi, combine, tractoare. N-am rămas decât cu partea de pregătit ne schimbat, adică taigăre, pluguri, discuri. Restul am schimbat absolut tot, am trecut pe o gamă mai mare. Am trecut pe o gamă mai mare din cauza mecanizatorilor. A trebuit să facem lucrul ăsta forțat, cu utilaje mai mari, cu oameni mai puțini. Deci suntem în al doilea an de investiții cu utilaje, schimbăm uh, cam 80-90% am schimbat din parcul de utilaje care îl deținem. Suntem, v-am zis, la a patra generație de utilaje care astăzi spunem că avem deja tehnică de vârf de la semănător cu section control și ghidare prin, uh, ziceți, prin satelit. Cam 80-90% din utilajele care sunt, sunt exact cu așa ceva. Deci tehnică, tehnică nou, nou nouță. Adică ultimele generații de mașini sunt în curte la noi astăzi. Înțeleg că și dumneavoastră aveți probleme cu forța de muncă, că ați spus de mecanizatori, mai puțini oameni. Găsiți forța de muncă în zona? Ce să vă spun, am un colectiv care cred că are aproape 20 de ani, nu tot în întregime, dar sunt oameni care sunt de 20 de ani în fermă, nu, nu mi-am făcut probleme că nu găsim de muncă, mi-am făcut probleme de oamenii care ne ies la pensie, că nu avem pe cine să mai punem în loc și aici a intervenit partea asta la alta de a complementa partea asta cu, cu utilaje mai mari și cu oameni mai, mai puțini. Acum și noi suntem, ziceți, ca toată lumea, la fel vom păți și noi în momentul în care o să aducem, va fi nevoie să înlocuim oamenii din fermă, cei care au ieșit la pensie și s-au retras din activitate, nu știu, încotro ne îndreptăm. Lucrați foarte mult cu fermierii, mergeți în teren, le vedeți fermele, le vedeți flota de utilaje. Când vin către dumneavoastră să cumpere utilaje, ce îi interesează? Ce interesează la combine, ce caută la tractoare, la utilajele din spatele tractorului. Din punctul meu de vedere ca director de vânzări care merg sunt front office-ul unei astfel de firme, este normal când intru în curtea unui fermier să, să văd tipologia, în primul rând, a fermierului, să-i analizez utilajele din curte, să-i practic să-i stabilez nevoia de a cumpăra. Sunt foarte mulți fermieri care ar dori să cumpere cele mai mari utilaje, cele mai grele, grele. cele mai, dar nu au, de, de multe ori nu au nevoie. Și pentru acest lucru noi oferim prin, Discuțiile pe care le avem cu dâns și, practic, o consiliere pentru a-i arăta exact ce, ce are nevoie să cumpere. Normal, fiecare fermier nu poți, dacă își dorește ceva anume și ține pentru acel utilaj care și-l dorește, e normal să-i oferi ce-și dorește. Dar, în primul rând, trebuie să-i să arăți exact ce-i trebuie fermierului. Pentru că Asta este foarte important. Toți ne dorim să vindem cele mai mari lucruri și cele mai uh, scumpe, numai că nu de fiecare dată fermierii au nevoie de ele. Și banii aceia blocați, care ar putea să-i folosească și la alte lucrări în fermă sau la alte achiziții, e păcat să-i țină blocați în niște utilaje care nu le folosesc. Sunt și fermieri foarte mari care de obicei vin să cumpere utilaje mai normale și trebuie să-i consiliem să, să înțeleagă că trebuie să-și iau utilaje mari, pentru că reducerea costurilor pe, pe, pe hectar și pe consumuri sunt cele mai importante într-o fermă.